Lucian este orfan și are 3 ani. Părinții nu l-au vizitat niciodată. Medicul Adrian Lăcătușu îl cunoaște de când s-a născut și de atunci a încercat să-l ajute. A primit multe refuzuri de la centrele clasice, dar birocrația nu l-a descurajat, iar Felician a fost operat la Sibiu. Avea șanse minime de supraviețuire pe termen lung. Diagnosticul este ventricul drept cu cale dublă de ieșire, cu vase în poziție transpusă. Adică este o transpoziție, o malpoziție, o modificare a anatomiei vaselor, ambele plecând din ventriculul drept. Un copil foarte cianotic, adică albastru, extrem de desaturat și desaturarea asta accentuată în orice condiții de stres. Plâns, emoții, boli acute, efort, orice necesar crescut, orice stres, nu-l putea tolera. Cozi înainte de operație a avut un eveniment amenințător de viață. Era foarte cianotic, cu frecvență cardiacă scăzută. A trebuit intervenit medical relativ intens ca să-l ajutăm să supraviețuiască și, sigur, și-a revenit către seară, dar a staționat în așteptarea operației în terapie intensivă. A plecat la sală direct din terapie intensivă. Operația a fost mai mult decât ultima șansă pentru Felician. De luni de zile credem că joacă ultima carte. Un copil foarte bolnav. Un copil extrem de bolnav și aproape un miracol că a supraviețuit până acum. Deși încercări de a-l ajuta, de a-l opera, de a-l sprijini au fost multe, dar nu i-au ajuns problemele lui medicale, foarte serioase, mai avea și altele sociale, mai are și altele sociale care aduc mari de servicii. La 2 săptămâni de la operație, Felician mănâncă bine. E pe un trend pozitiv, spune Anca Mandache, medic specialist, chirurgie cardiovasculară pediatrică. Faptul că Felician a fost subnutrit a făcut ca evoluția lui să fie mai dificilă. Lupta este de recuperare, să-și câștige greutatea, să învețe să meargă și să sperăm că cineva îl va adopta.